Măi, deci stau de 10 minute în fața metroului și nu am văzut niciun bărbat cu barbă. Ca să înțelegeți că nu m-am tâmpit, înalt preasfinția sa Teodosie a zis clar că bărbații trebuie să poarte barbă. Barba este lăsată pentru bărbați. A venit omul cu vești despre ultimul trend în materie de pilozitate facială masculină pentru toți hipsterii din România. Bărbații trebuie să poarte barbă, căci este o podoabă lăsată de la bunuțul care are momentele lui Vogue și se gândește cum să arate bărbații mai bine după chipul și asemănarea sa. Și desigur, l-a delegat pe înalt preasfinția sa Teodosie să liniștească domnule vocile alea cărcotașe că toți bărbații și-au lăsat bărbi, nu contează cum le crește și câtă, important este să fie. Bărbații fără barbă sunt ciuntiți. E după modă veche și cum moda se reîntoarce chiar și după 2000 de ani, nu poți să te împotrivești. Bărbații fără barbă sunt spâni, triști și ciuntiți. Sunt și excepții, oameni spâni, cărora nu le crește barba și sunt triști unii dintre ei, care ar vrea să aibă. Nu e creștinește în primul rând, dar astea nu sunt singurele povețe ale lui Teodosie, care se pare că are ceva cu femeile. Nu este discriminare, este vorba de statutul bărbatului și al femeii. Mai ales cu cele divorțate, care sunt o problemă reală pentru bărbatul care le ia, fiindcă acela va săvârși adulter. Că dacă n-ar fi fost păcatul, nu astfel s-ar fi înmulțit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeiești. Nici fumătorii nu-s bine primiți la porțile raiului. Că fumatul, deși nu e mâncare, dar e mare păcat. Dar bărbații cu barbă sunt pe placul divinității. Acu, înalt preasfinția sa Teodosie nu a transmis exact cu ce fel de ulei trebuie îngrijită, la barbershop sau acasă. Poate face totuși un TikTok cu ceva rutină de îngrijire, că sincer ar fi și păcat.